RFI. Invitatul dimineții astăzi în studioul nostru, așa cum vă anunțam și puțin mai devreme, domnul Cătălin Predoiu, față față cu Cosmirușor. Bună dimineața! Bună dimineața, Magda, bună dimineața tuturor și vă spun bună dimineața și dumneavoastră, domnule Cătălin Predoiu, mulțumesc că sunteți în studioul RFI. Bună dimineața, bine v-am găsit! Sunteți candidatul PDL la președinție, sunteți prim-vicepreședinte al acestei formațiuni, discutăm așadar teme politice și vă propun să începem, pentru că suntem în ultima săptămână de campanie înaintea alegerilor europene din data de 25 mai, să începem așadar cu acest subiect. Mergeți în teritoriu, vă întâlniți cu oamenii, discutați cu ei, cum vi se pare campania până acum? Membrii Partidului Democrat-Liberal sunt... Uh... Cuplați, ca să spun așa, la, la campanie într-un mod extrem de intens, dezbatemele, participă la adunările politice și sunt gata de luptă. Au, ca să spun așa, un apetit deschis pentru bătălia electorală din 25 mai și pentru ceea ce va urma după 25 mai. Sunt optimist. Organizațiile au răspuns pozitiv, înțeleg importanța scrutinului. Sunt mobilizate din punct de vedere al organizării și cred că forța de organizare a partidului va demonstra din nou că este principalul partid de dreapta, centrul dreapta de pe scena politică. Ce anume vă întreabă oamenii cel mai des? În problemele diferă de la regiune la regiune, există însă o temă generală care ține într-un fel și de agenda europeană, tema locurilor de muncă tema oportunităților pentru tineri, tema investițiilor, a egalizării nivelului de dezvoltare între diverse regiuni ale țării și asta o punem în legătură cu procesele de integrare mai profundă în Uniunea Europeană. Mă gândesc în primul rând la absorpția fondurilor europene, unde guvernul Ponta este în continuare restant. Unde pierdem în continuare bani uh, importanți pentru agricultură, pentru alte domenii, infrastructură, fiindcă nu se mișcă lucrurile. Și aceasta înseamnă pierderea de șanse pentru cetățenii României. E o temă foarte importantă în, în discuțiile de campanie. Uh, surprinzător aș te spune, o temă care a fost bine primită și percepută la, la adevărată evaluare. Este tema apartenenței României la familia europeană, la familia euroatlantică. Ceea ce se întâmplă în vecinătatea estică a Uniunii Europene preocupă. Oamenii își dau seama că guvernul Ponta încearcă să facă pași în direcția opusă a Uniunii Europene. Oamenii își dau seama că un vot pro-PSD masiv în aceste alegeri europarlamentare ar însemna o deschidere a unui drum nedorit de către cetățeni, și anume depărtarea de Uniunea Europeană, de valorile ei oricum se întâmplă, guvernul Ponta nu practică valorile europene, când atacă justiția, guvernul Ponta atacă valori europene și atacă, dacă vreți, interesul național, când protejează baronii de corupție, domnul Ponta protejează cetățeni care sunt abonați în mod nelegal la fondurile publice, la bugetul statului și care nu au nicio legătură cu proiectul european al României. Când evită să abordeze tranșant evenimentele din Ucraina, domnul Ponta lasă un creează un echivoc menit să inducă preocupare în rândul cetățenilor. Repet, poate părea surprinzător, dar în campanie am sesizat faptul că oamenii sunt foarte interesați de aceste subiecte. Am dedus acest lucru din întrebările pe care le au pus. Dar, apropo de situația geopolitică, de situația extrem de fierbinte din zona aceasta, Rusia, Ucraina, Republica Moldova, oamenii vi se pare că sunt preocupați? Există anumite temeri mm -hmm. legate de un eventual conflict cu Rusia? Nu asta este uh, temerea. Temerea este că. Slăbirea proiectului european și slăbirea legăturilor dintre România și, și partenerii europeni ar însemna în final, cum e și corect spus, mai puține fonduri europene, mai puține programe care să aducă prosperitate, care să aducă investiții în regiunea lor. Ar însemna perpetuarea baronilor, cum sunt în județele pe care le cunoaștem, la avem cu Dragnea, cu Dui, cu Masere, cu Moprișan, la Francia. Care face legea acolo în județ. Deci, există, după părerea mea, un nivel destul de crescut de înțelegere a marilor teme politice și um, eu uh, nu sunt surprins de acest lucru pentru că nu merg în teritoriul de ieri, de azi, uh, din această campanie. Uh, practic, de când am intrat în politică, în urma cu 10-11 luni, în politica militantă. Uh, merg în țară periodic și uh, ea pentru mine a treia sau a patra campanie, să spun așa, în, în teritoriu, unde m-am întâlnit numai cu filiale Partidul Democrat Liberal, mă întâlnesc și cu oameni din afara partidului uh, și ascult, ca să spun așa, ce întreabă, ce îi ce ce preocupă. Nu sunt surprins de acest nivel politic uh, și de această conștientizare a temelor uh, politice în rândurile electoratului. Acum câteva luni, domnule Cătălin Predoiu, spuneați că handicapul dumneavoastră este lipsa de notorietate. Între timp s-a mai schimbat situația? Da, între timp era evident să schimbe pentru că non-stop sunt în contact cu alegătorii. Chiar dacă am avut o prezență mai puțin pregnantă pe televiziunile centrale, am fost prezent pe televiziunile regionale și am fost prezent în adunările cu alegătorii și cu membrii de partid, evident, ai Partidul Democrat-Liberal, fără îndoială că aceste lucruri îi spun cuvântul, nu numai sub aspectul cunoașterii, dar sub aspectul legăturii care se creează încet, încet cu alegătorii, cu, cu cei care sunt interesați de mediul politic, dar și cei care nu sunt interesați. Sunt foarte preocupat de faptul că nu toată lumea încă participă la acest proces de dezbatere. Am lansat nenumărate mesaje către cei nehotărâți către cei care ezită să iasă la vot, către tineri în mod special, este viitorul lor să vină la vot pentru că trebuie să-și decidă ei prin vot propria soartă, nu să lase pe alții să decidă propria soartă. Am discutat o altă temă importantă legată de echilibru puterilor și a echilibru politic în România în general, pentru că Partidul Social Democrat acaparează din ce în ce mai multă putere. E clar că dorește toată, întreaga putere, în, 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 România, de la nivel local, regional, până, când, până la, la vârful statului. Doresc să, să evidență și impună un uh, candidatul la președinție, ceea ce ar însemna, după părerea mea, un punct extrem de periculos pentru democrația românească. Uh, pentru că un PSD la Cotroceni, cu alt PSD la Palatul Victoria, cu nenumărați baroni PSD în țară, Uh, înseamnă, practic, o, o placă de, de plumb așezată peste România. Uh, eu nu spun că în sine uh, un partid care are toate pârghile puterii într-o democrație e ceva rău, dar când e vorba de Partidul Social Democrat, cu adevărat e ceva periculos. De ce? Pentru că au demonstrat în trecut, vă aduceți aminte de anii 2000-2004 și au demonstrat și în prezent, uh, dau ca exemplu nenumăratele atacuri. La persoană, la valori fundamentale ale democrației, corupția endemică, spuneam că au demonstrat uh, o lipsă de apetit pentru valori autentice europene. E o simulare a democrației pe care o face Partidul Social Democrat. Uh, altfel, nu s-ar explica de ce rupa fișe, nu s-ar explica de ce încearcă să impună uh, cenzură oriunde pot, în, în media regională și chiar centrală. De ce uh, nu tolerează spiritul de opoziție și vedeți de ce apar în interior fenomene de fisură uh, de tip mafiotic, uh, certuri între diverse tabere, amenințări uh, chiar cu moartea, lucruri neclarificate de premierul Ponta, care e șeful partidului, să nu uităm. Domnul Ponta este șeful Partidului Social-Democrat. Într-o societate democratică, um, știu, care se respectă, consolidată. O astfel de situație ar trebui să fie clarificată imediat de către șeful partidului și de către primul ministru. Sunt sau nu reglări de conturi care, adevărul, cine greșește să plece din partid, aici vorbim de oameni cu funcții, de primari, vorbim de parlamentari, vorbim de premier. Din potriu, vedem o tăcere totală asupra acestor subiecte. o... Diversiune continuă, um, constând în atacuri personale și simularea unui așa zis joc politic, război politic, care de fapt e un război personal între domnul Ponta și două, trei, uh, doi, trei actori politici. Și ceea ce mai vedem este că de desubt um, tabăra domnului Ponta încearcă să-și impună interese economice. A face raportul Constanța este numai una dintre ele. E foarte e, e revoltător aproape modul în care domnul Ponta uh, tratează acest subiect și din punct de vedere legal și din punct de vedere al oportunității economice. Portul Constanța fiind un obiectiv cheie pentru strategia Dunării, pentru marile culoare de transport fluvial europene, uh, pentru interesele noastre geostrategice, și cred că este un subiect care este tratat uh, părtinitor și în spiritul afacerilor uh, de familie în PSD. Uh, am informații uh, verificate despre faptul că se pregătește și cu aeroportul din Timișoara o măsură similară. Uh, transferul controlului la, la, către un baron local acolo, uh, în Timișoara apropiată al, al domnului Ponta. Dar uh, vreau să subliniez că uh, poziția mea clară de opoziție față de aceste politici ale domnului Ponta, nu înseamnă că dezavuiesc de principiul descentralizarea sau uh, transferarea unor atribuții uh, și uh, active la nivelul autorităților locale. Însă aici nu este vorba de astfel de operațiune, e vorba pur și simplu de o decupare a unor, a unor obiective strategice pentru a le transfera controlului. Prietenilor politici și de afacere ai echipei Ponta, să-i spun așa. Deci, Aveți... toate aceste lucruri, după părerea mea, conturează uh, un partid social-democrat care tinde să devină din nou partid-stat, după modelul Partidului Comunist, de la care își revendică și filozofia, și culorile, și uh, practicile politice. Și acest lucru e periculos pentru democrația din România. Bun, aveți multe lucruri de reproșat cu siguranță PSD-ului pentru că sunteți într-un partid de opoziție, dar cu siguranță că și PDL-ului îi se reproșează multe chestiuni legate în special de acele măsuri economice extrem de impopulare luate acum câțiva ani în plină crize economică. Din ce discuții aveți în teritoriu cu oamenii, cu alegătorii? Vi se pare că populația, oamenii cu care vă întâlniți, a trecut, au trecut peste aceste uh, nemulțumiri? Am explicat faptul că Partidul Democrat Liberal a găsit în 2008 decembrie, când a sosit la guvernare, trezoreria goală, visteria goală a țării, a Ministerului de Finanțe. Când a plecat de la, de la guvernare în 2012, în Ministerul de Finanțe era un fond de rezervă de 5 miliarde de euro. S-au găsit 0 lei și au fost lăsați în visteria țării 5 miliarde de euro. În ceea ce privește uh, reducerile salariale care au operat strict în sectorul bugetar, au fost temporare și urmau să fie reîntregite chiar atunci, în primăvara uh, vara anului 2012. Printr-o regretabilă întârziere, premierul Ungureanu pur și simplu n-a mai semnat hotărârea de guvern, n-a mai apucat să semneze hotărârea de guvern. Ulterior, guvernul a fost uh, a fost dărmat de o opoziție de moțiunea de cenzură. Domnul Ponta, tot ce a făcut a venit să vină la Palatul victorie, să semneze o hotărâre de guvern pe fonduri care erau deja pregătite pentru alocare. Vine însă acum în prezent și nu uh, pentru a uita de un trecut care, într-un fel, s-a desocotit politic. Partidul Democrat liberal a plătit prin, prin rezultatul alegerilor din 2012, decembrie, uh, aceste măsuri dure. Uh, nu e treaba istoricilor să hotărească dacă. Puteau fi luate altele, dacă nu, din ce am văzut eu atunci, la fața locului, nu prea erau alte opțiuni. Dar, revin acum la prezent și întreb, când domnul Ponta impune 35 de noi taxe în mai puțin de 2 ani de zile în economie, care sufocă afacerile, întreprinderile mici, gospodăriile, nu înseamnă o reducere de venituri și mai drastică și în urmă, în privința bugetarilor, ci în privința întregului sector economic? Sigur că asta înseamnă și oamenii au simțit pe pielea lor acest lucru. Este vorba, de fapt, aici de o politică tradițional de stânga. Un mare președinte american, Ronald Reagan, spunea că stânga, atunci când funcționează un sector economic, îl suprareglementează, iar dacă se încăpățânează să funcționeze, îl suprataxează. Și, în final, dacă totuși funcționează lucrurile, îl naționalizează, ca să fie clar că termină completă ce determinat. e determinat. Așa și guvernul domnului Ponta a suprataxat, acum vedeți că nu naționalizează, că nu-i mai permite Constituția, dar transferă bucăți din economie în mâinile unor baroni locale, în mâinile unor organizații politico-economice ca să mă exprime elegant a, Ministerul vreau... de Finanțe scuzați-mă, anunță mă, o eventuală sunt ștergere sunt a câtorva fiscale. de da, de taxe sunt, cum sunt, vi se pare decizia? foarte bună ca să dovedesc că nu, nu sunt, cum să spun, un opozant obtuz și lipsit de obiectivitate. Dar este insuficientă și e puțin praf în ochi. Adică se face propagandă pe reducerea unor taxe parafiscale, adică chestiuni de tipul registrul comerțului și alte lucruri care nu au impact major, să spunem așa, stânjenesc, dar problema esențială nu este acolo. Problema esențială, de exemplu, este faptul că anul trecut s a crescut uh, agricultura și anul ăsta uh, o pui în genui cu taxa pe stâlp, care înseamnă mai mulți bani dați la stat uh, de către cei care încearcă să construiască silozul sau capacități agricole într-o agricultură uh, sub, uh, sub, potențialul ei. Că uh, pui 16% veni, impozit pe venitul agricol când știi bine că trebuie să stimuleze acest domeniu, că pui și 5% se, că oamenii plătesc chiar angajatori din, din industrie să la cei disponibilizați, când practic acolo plătești compensatori, niște salarii, ei nu mai lucrează propriu-zis în fabrici. Când nu ai niciun fel de sistem de creditare pentru întreprinderile mici și mijlocii, nu te preocupă capitalul național, etc., etc. Toate aceste uh, lipsuri și politici de stânga pun în genunchi economia la nivel mediu și mijlociu. Uh, pardon, mediu și mic. Și faptul că îți merg câteva multinaționale nu trebuie să ascundă această realitate. E foarte bine că avem câteva multinaționale aici care funcționează, dau locuri de muncă, fac transfer de management, etc. Uneori fac și transfer de profit prin transferul prețurilor. Asta e altă discuție. Dar ce se întâmplă cu întreprinderile mici și mijlocii? Că sunt 440 de mii, din care al jumătate nu funcționează. Nu se ocupă nimeni de ele. Ce se întâmplă cu capitalul românesc? Că cei Antreprenori români care angajează 1, 2, 5 uh, uh, salariați și care nu au niciun fel de sprijin, nu au fonduri pentru marketing, nu au fonduri pentru pregătire profesională. Au dispărut școlile profesionale. Am discutat cu nenumărați antreprenori care îmi spuneau, și dacă aș vrea să mă extind, nu pot, pentru că n-am forță de muncă aici în țară calificată. Mulți au plecat de afară, școlile profesionale nu sunt că le-a desfințat doamna Andronescu de la PSD uh, și așa mai departe. Deci eu atrag atenția numai asupra unor uh, politici de stânga care pur și simplu subminează economia, atrag atenția asupra uh, unui pericol politic, uh, acaparare întregii puteri de către PSD. Și de aceea mesajul meu către români este nu dați toată puterea PSD-ului, împărțiți puterea, pentru că numai într-o societate în care există un echilibru al puterii, există un echilibru între forțele politice, ai garanția respectului propriilor drepturi. Toată puterea mâinile PSD-ului poate însemna adâncirea corupției, creșterea evaziunii fiscale, sufocarea oricăror tendințe de opoziție, încălcarea drepturilor și libertăților cetățenești. Sunt... Pe de altă parte, dacă ai avea un președinte de la PDL sau de la PNL și un prim-ministru de la PSD, nu s-ar adânci criza politică. Eu cred în dialogul politic și în măsura în care voi câștiga alegerile prezidențiale și voi fi președintele României, voi cultiva acest instrument politic. Cred că poți să spui opozantului stop, cred că poți să spui aici greșești, cred că poți să uzezi de suficiente pârghii constituționale ca să oprești abuzurile. Președintele are o voce, președintele ca instituție. are o voce puternică în societate și în orice caz după alegerile din 2014 președintă vine cu o credibilitate renunuită, legitimată de votul popular. Nu cred că există pericolul unor scinderi, unor rupturi și mai mari în societate. Cred că există, din potrivă, oportunitatea unui lucru politic serios. Este parte din programul meu prezidențial. Și cred că am această forță de a pune stabilă unor tendințe antidemocratice pe care PSD-ul le-a Manifestat într-un mod constituțional. Important este, domnule Cătălin Predoiu, și ce se va întâmpla după data de 25 mai, deci după aceste alegeri europarlamentare. Teoretic, ar trebui să aibă loc discuții între formațiunile de dreapta, de centru dreapta din România, cu cine veți dialoga. Preocuparea mea acum este, ca un politic și a colegilor mei, este să ne ținem concentrat atenția pe scrutin pe capacitarea organizațiilor, pe organizarea militanților, pe aducerea acestora la, la vot, pe difuzarea mesajului nostru politic și restul vedem după. Adică a discuta acum despre ce urmează să facem pe 26, e ca și cum mai pune puțin căruța înaintea cailor. Haide să trecem acest hop și vom vedea după. Fără îndoială că șansele. Um, unui candidat prezidențial care e sprijinit de toate forțele politice din dreapta sunt mai mari decât șansele unui candidat care e sprijinit de mă rog, un partid de X%, nu spun cât, poate să fie 1, poate să fie 2, poate să fie 20% nu asta e ideea. Și vă doriți este... personal să fiți acest candidat susținut de dreapta românească? Da aici nu e vorba de dorințe personale în, în ce mă privește. Eu cred că am uh, un proiect pe care l-am trecut prin partid, a fost validat de alegerile interne, nu e o candidatură pe care am venit în buznar de acasă. Uh, am un proiect, spuneam, pentru Românie care să însemne prosperitate și integrare în Uniunea Europeană și putem detalia, poate cu ocazia altui interviu, aceste două teme. Am un proiect care este sprijinit de Partidul Democrat Liberal și cred că cel mai viabil candidat este cel care are cele mai mari resurse de creștere, care are un proiect serios și care are o organizație politică serioasă în spate. La noi sunt întrunite toate aceste trei condiții și de aceea cred în proiectul meu și sunt convins că voi aduna în jur acestui proiect împreună cu colegi din Partidul Democrat Liberal și alte forțe politice. Da, dar importante de pe partea dreaptă. Vă uitați cu siguranță și la ce se întâmplă la alte formațiuni de dreapta, de centru-dreapta din, din țară. De exemplu, v-aș întreba cum veți putea sta la aceeași masă după 25 mai cu PMP, cu Mișcarea Populară, formată în special din oameni care au plecat de la PDL. Corect. Statul la aceeași masă nu e neapărat o condiție. Poți sta și la mese diferite. Important este să împărtășești un proiect comun. Și acest lucru îl vom vedea după 26, dacă într-adevăr împărtășim un, un proiect comun care înseamnă valori comune și înseamnă soluții pentru cetățenii României. Pentru că de asta e vorba aici. Eu nu văd un proiect prezidențial și o candidatură în general ca, o, ca un proiect strict personal, ca salvarea unor cariere sau potențarea altor cariere, ci văd efectiv un moment de ruptură între acești ultimi 24-25 de ani de postcomunism și uh, ceea ce ar trebui să însemne o eră de uh, a unei românii puternice în Uniunea Europeană, a unei românii care să <coughs> însemne prosperitate pentru fiecare cetățean. Uh, nu rupem nicio punte, dar nici nu suntem preocupați acum să vedem uh, cu cine, la ce oră, uh, la ce masă, în ce restaurant, în ce sală de ședință Astăzi este chestiune care văd că preocupă mai mult celelalte partide. În noi ne preocupă alegătorii în acest moment. Ne preocupă organizația noastră, este o organizație puternică, este o organizație care va demonstra că ceea ce contează este capacitatea de a aduce militanții la vot și mai puțin sondaje uh, făcute într-un mod mai mult sau mai puțin riguros care arată între altele că mișcarea populară cam suflă în ceafa PDL-ului. Credeți în aceste sondaje? Vi se par uh, știu sigur corecte? că nu sunt sondaje care reflectă realitatea, pentru că am văzut și sondaje făcute la nivelul Partidului Popular European care arată cu totul altceva, arătau cu totul altceva și în continuare mențin acest trend. Cred că Partidul Democrat-Liberal nu trebuie să se lase oarecum distras de aceste încercări de a ne scoate din dispozitiv, ca să spun așa. Am discutat acest lucru cu organizațiile, ele sunt mature, oamenii au experiență politică și nu se lasă deturnați de la misiunea lor de a, de a se concentra pe această ultimă 100 de metri și de a face un sprint bun la alegeri. În plus, intenția de vot este una, simpatia este alta în sondaje și uh, votul propriu zis e cu totul și cu totul altceva. Vorbim de politică reală, de real politic și de, de realități din teren. De unde repet, eu vin și vă spun că vin liniștit de acolo. Vicepreședintele PDL, domnul Ioan Oltean, spunea recent tot aici la RFI că sondajele interne de ce ale acestei formațiuni arată că PDL-ul ar fi undeva la 16% ținta la europene fiind undeva la 20-22%. Puteți crește în această săptămână cum? Vom crește cu certitudine pentru că turul acesta de țară făcut în toate organizațiile de către toți liderii partidului a însemnat capacitarea organizației și stabilirea unor tactici clare de, de luptă electorală și de participare la scrutinul din, din 25 mai. Nu am nicio îndoială că vom fi principala forță politică pe partea dreaptă după 25 mai. Conducerea Parlamentului, domnule Cătălin Predoiu, urmează să decide astăzi dacă moțiunea de cenzură a opoziției se dezbate înainte sau după 25 mai. Personal, ce speranțe aveți? Ar fi bine să fie dezbătută înainte pentru că ar fi o oportunitate să nu ascundem acest lucru. Ar fi o oportunitate pentru Partidul Democrat-Liberal să-și exprime um, argumentele și uh, criticile care au fost incluse în moțiunea de cenzură și care trebuie cunoscute de cetățeni. Bine, ar fi chiar înainte de scrutinul de vot. Evident că președintele Camerei, am văzut domnul Zgonea. Încearcă să mute dezbaterea după 25 mai, e un semn că se tem, este un semn de slăbiciune. Uh, vor fi multe surprize în 25 mai. Nu cred că va mai funcționa metoda Dragnea de furt al voturilor. Cred că primarii PSD au înțeles că să joacă cu justiția, dacă, adică să joacă cu focul și cu propria soartă și nu numai politică. Dacă în continuare vor încerca să fure vot după metoda Dragnea, E bine să știi acest lucru. Fiecare militant PSD care primește mesaj de la centru să facă abuzuri. Abuzurile se plătesc de cei care le fac și, din păcate, nu totdeauna de cei care instigă. Deci, eu am un mesaj către primari și militanții PSD, dragi colegi de luptă politică, nu vă jucați cu legea, indiferent ce vă spune domnul Dragnea de la centru, indiferent ce vă promite domnul Ponta. Justiția din România este independentă și o să-și facă treaba indiferent despre cine e vorba, că e de la PSD, de la PDL, că e de la PNL uh, și așa mai departe. Deci, invit, și că a fost ministru de justiție la un scrutin legal, îl invit pe liderii PSD să nu mai facă abuzuri de data aceasta, așa cum au făcut la referendumul din 2012. Invit pe liderii PSD, pe Ponta, pe Dragnea, pe toți cei care au în mână procesul lor electoral. Să nu uite că stăm într-o țară europeană, o țară care să vrea democratică și că cetățenii României nu vor să-și vadă votul deturnat, nici de înțelegeri pe sub masă, de a da voturi de la un partid la altul doar ca să oprești PDL-ul din creșterea sa și nici, din, nici de furt direct cum s-a mai întâmplat în, în trecut. Eu sunt încrezător, uh, sunt, sunt mulțumit de ceea ce am văzut în, în organizație, sunt mândru de această organizație, a Partidul Democrat liberal, și sunt convins că militanții noștri vor da proba uh, și a expertizelor politice, dar și a interesului pe care l-au față de această țară, față de România. Ultima întrebare, domnule Cătălin Predoiu, amintesc, sunteți candidatul PDL la președinție, la Cotroceni, încă nu știm exact cine anume va candida, vom vedea ce se va întâmpla după 25 mai. Cert este că președintele Traian Băsescu a vorbit recent la gândul.info despre un scenariu interesant pentru dumnealui și anume Elena Udrea, candidată la președinție, că a fost coleg de partid cu doamna Udrea. Cum vi se pare această variantă? Doamna Audra nu și-a anunțat candidatura, deci nu mi e se adevăr. pare în niciun fel. Partidul Democrat-Liberal este, uite, observați, este singurul partid care a procedat corect, transparent, democratic, fără ascunzișuri, fără joc de glezne, fără alba neagră pe care o face și PSD-ul uh, cu candidatul. A anunțat un proces electoral intern. La acel proces se putea înscrie oricine în acel moment, inclusiv fosta colegă pe care ați menționat-o, la acel proces electoral intern s-au înscris doi membri de partid, a fost desemnat unul dintre noi, am anunțat opinii publice acest lucru, au participat în jur de 200.000 de oameni la scrutinul intern. Există o legitimitate a candidatului Partid Democrat Liberal pe care nu are niciun alt candidat anunțat în acest moment. Este o. Diferență de abordare politică, de filozofie politică, și arată respect față de alegători. E o practică politică pe care mi-aș dori să o văd în viitor la toate partidele politice din România. Democratizarea procesului intern de desemnare a candidatului la prezidențiale, pentru că el vine cu o legitimitate în plus, vine cu un exercițiu în plus intern, face dezbaterea ulterioară și mai interesantă și cred că ar fi un pas înainte spre democratizarea vieții politice din România. La acest moment, România are o problemă cu profesionalizarea și democratizarea clasei politice, a mediului politic în general. În acest context, exemplu pe care l-a dat Partidul Democrat Liberal și îl dă în continuare, transparentizând procesele și făcându-le ca la carte, după reguli, la lumina zilei, trebuie urmat. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. O să mai avem ocazia să discutăm, poate chiar în campania electorală pentru alegerile prezidențiale. Cătălin Predoiu, candidat PDL la președinție, prim vicepreședintele acestei formațiuni. Eu sunt Cosmin Ruscior. Ne reauzim cu rubrica Invitatul dimineții la RFI, mâine la ora 9.20.